Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă ați încercat să vă reparați telefonul scăpat în apă, punându-l într-o pungă cu orez și a funcționat, dați-ne un mesaj, pentru că mai nou experții spun că asta e doar o legendă urbană și că nu funcționează. Ți-ai scăpat vreodată telefonul? Nu. Nu știu, într-o băltoacă, în ceva? Nu, n-am pățit, slabă. Când era Alexandra mai mică, a scăpat un iPhone de la S5, mă rog, de la mai vechi. L-a scăpat în toaletă, pur și simplu. Și l-am luat instinctiv și l-am pus într-o pungă cu orez. Nu știu de ce, cred că citisem undeva sau văzusem vreun titlu sau ceva. Am zis, gata, îl face tati, nu-i nicio problemă. Nu și-a mai revenit niciodată telefonul ăla. Adică n-am reușit să-l mai pornesc pentru că n-avea niciun sistem care să-l protejeze de apă, așa cum se întâmplă acum. Acum sunt toate cu ceva protecție, adică au protecție cel puțin la... Dacă nu se scufundă în apă, ci doar îți scapă în apă și îl tragi repede înapoi, producătorii spun că e în regulă. Păi nebunit, am văzut unii niște filmări cu niște cu iPhone făcute de sub apă. El, preț de câteva fără secunde, nicio protecție. Fără nicio protecție. Uh-huh. Am nu știu dacă e adevărat sau nu, cât e trucaș sau nu, dar cert e că niște sisteme de protecție tot au. Asta știi cum e, cum era aia cu ceasul subacvatic. Trebuia să ai mare curaj să intri cu el în apă, că ele practic toate erau subacvatice și aveau de aia că până la 100 de metri. Știi ce zic? Adică puteai să fii și scafandru până la un punct, dar mulți intrau cu ele în apă, încrezători, și ieșeau cu ele aburite și rămâneau, țin minte că rămâneau aburite forever. Practic, făceau un condens pe interior. Așa. Și la revedere. Am așa și cu telefoanele. Tu poți să încerci, dar e barba ta. Iar asta cu orezul, nu știu care e situația. Da, mă, că ne-a sunat Dan. Bună dimineața! Dimineața, salut, băieți! Maica mea a avut un iPhone 6. Așa? Și l-a făcut pilaf. Da, m-a sunat de pe număr... Nu, m-a sunat de pe numărul lui taică-meu. Ia să văd ce se întâmplă. Și zice, am băgat telefonul la spălat, în mașina e spălat. Adică era în... Mamă! În l-a spălat un ciclu de 2 ore jumate. L-a scos, zice, ce să fac? Zic, nu știu, bagă-l în orez. După 2 zile și-a dat drumul telefonul și acum îl folosesc. Serios? Uite, cineva spune, iPhone 12 rezistă la apă, am testat eu în piscină. Mm-hmm. Mă, dar cât curaj să ai? Și ai să faci mult în piscină sau doar ai sărit, că ai uitat că l-aveai în buzunar și l-ai scos repede, că și asta contează? Funcționează cu orezul. Am pus telefonul într-o pungă cu orez și peste noapte au venit 2 chinezi de la Huawei și mi-au reparat telefonul. Da, e foarte bun asta. Uite, l-am schipat în WC-ul în urmă cu 6 ani. L-am scos imediat, l-am scuturat bine și l-am ținut 10 ore în punga cu orez. A funcționat după. În ce sens? S-a făcut orezul sau ce? Sensul că da, a ieșit și un pilaf. Călin, bună dimineața. Bună dimineața. Hai să fiu cât mai concis. Eram într-o pauză undeva în Olanda, telefonul în buzunarul de la spate, cum toți îl purtăm, și na, m-am dus eu ca tot omul la WC-ul, era un WC-ul așa un pic usturcesc. Și ți-a căzut. La camion aveam telefonul. M-am sunat cu alt telefon, numai nu-l găseam și mi-am adus aminte, zic că ar fi putut să cadă în WC-ul, au căzut acolo, nu. Ei, nu-i cam de povestit. L-am scos de acolo, l-am spălat la robinet cu jet de apă, perfect și tot, pe supusă, și ăsta am schimbat și husacă, na? Și a funcționat telefonul fără orez, fără nimic. L-am schimbat ulterior, după... L-am schimbat pentru un model mai nou, nu pentru că nu mai funcționat. Am înțeles. Era un Samsung, dacă pot să spun. Dar nu l-ai pus așa cu îndoială la ureche după ce l-ai scăpat? Asta nu vă mai spun, deci nu, asta mi-e și rușine să vă spun. Deci câteva zile mi-era greață să vorbesc la telefon, mă rog că vorbeam pe Bluetooth-ul de la camion, dar în rest... Ok, mulțumim tare mult. Sunt povești contradictorii cu asta, cu folosit telefonului subacvatic. Ne-a scris Plăin că a filmat sub apă cu un iPhone X. Asta înseamnă acum vreo 5-6 generații în urmă. Nu s-a mai auzit bine o zi, dar astăzi îl folosesc în continuare și are 5 ani. În schimb, altcineva ne scrie cu iPhone 11 Pro, fetița mea își face filmări în piscină, cu mânoată sub apă, în mod obișnuit. Ai văzut? Și funcționează foarte bine. Tu ai modelul ăsta nou, nu vrei să încerci să arăți? Nu, nu. Să ne confirm mâine? Nu, lăsați. Mulțumim!
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.